cum se modifică setările luminilor pentru trafic care circulă pe partea dreaptă și pe partea stângă la un Mercedes din 2014. Iată, putem să vedem farurile care le luminează. În fața mea am doi stâlpi care sunt alături de acest Volkswagen și putem observa că lumina pe stâlpul drept e un pic mai sus decât lumina pe stâlpul stâng, exact pentru a proteja traficul care vine din întâmpinare, deci cel din stânga trebuie să nu fie iluminat atât de tare precum partea dreaptă a drumului. Atunci când există faruri full LED, aceste setări pot fi schimbate dinamic, nu trebuie să faci nimic mecanic decât să faci următorul lucru. Doar o clipă. Deci voi face așa încât să vedem butoanele. Deci avem butonul Home. După aia mergem în jos până la setări. Am apăsat, deci OK, ca să intrăm în setări. Iarăși mergem în jos la Lights. Avem prima parte, activare sau dezactivare de sistem inteligent de lumini. Și partea a doua mai jos, aici avem setarea pentru trafic pe partea dreaptă. La, și e setat acum pentru trafic pe partea dreaptă atunci când mașinile au volan pe stânga și circulă pe dreapta. Și pot apăsa aici OK ca să schimb setarea și voi arăta atunci când apăs cum se reflectă asta pe stâlpii din fața mea, deci dau un pic mai mică luminozitatea ca să vedeți cum se... deci lumina de pe partea dreaptă va coborâ în jos și cea de partea stângă va urca. Iată, hai să facem acest lucru. Iată, poate fi văzut cum lumina de pe dreapta a coborât un pic și cea de pe stânga a urcat. Deci acum, cu asemenea setări, pot circula, spre exemplu, Marea Britanie sau, nu știu, Cipru, alte țări din genul ăsta care au volan pe dreapta și circulă pe stânga. Și atunci nu voi orbi traficul de pe partea stângă care vine în întâmpinare. Cam asta pot face și cei care acum vor putea circula în țări cu volan pe stânga. Deci, spre exemplu, o mașină din Marea Britanie, dacă vine în partea europeană principală, deci mainland, acolo unde se circulă pe dreapta, poate face același lucru în invers, iată, schimbând acum setarea și veți uita că din nou partea dreaptă, deci coloana de partea dreaptă va urca lumina în sus. Iată, se observă că partea dreaptă urcă și partea stângă coboară. Iată, e vorba de lentile active, deci lentile care se pot mișca în sus și în jos și aceste setări schimbă doar poziția lor implicită.